Sistemul vechi de conducte din Constanța, prin care apa se scurge acum în pământ ca printr-o sită, va fi modernizat, cel puțin așa promite administrația locală, care a făcut deja demersuri pentru înlocuirea 13 km din rețeaua de conducte de pe magistrala 2 și breteaua de legătură dintre magistrale. Se vor face investiții pentru schimbarea rețelei de transport a energiei termice la Constanța. Investiția în valoare de 50 de milioane de euro se va desfășura în 3 etape și presupune schimbarea a 50 de kilometri de rețea. Proiectul, care presupune reabilitarea rețelelor termice primare și de transport a energiei termice din magistrala 2, se află deocamdată în reevaluare la Agenția Națională a Achizițiilor Publice, iar după ce va primi undă verde, proiectul va ajuta la modernizarea a 22 de kilometri de conducte și a bretelei de legătură dintre cele două magistrale. Având în vedere că licitația pentru una dintre etape este abia în desfășurare, cu siguranță abia din sezonul următor, din sezonul rece următor, vom putea beneficia de aceste modernizări, care cu siguranță vor reduce costul gigacalorie, având în vedere că în acest moment costul este influențat substanțial de pierderile care au loc pe aceste conducte, care sunt vechi de peste 30 de ani. În timp ce unii constanțeni nu cred că se va schimba ceva în oraș, alții se gândesc la deranjul care va fi provocat de înlocuirea conductelor vechi. Deci cum nu a făcut până acum, nici de acum încolo nu se va face. Până la anul, fie sigur, se schimbă planul. Da, la noi e posibil orice. Sus, e un lucru bun, e foarte bine că se face, pentru oraș e bun. Atât că este deranjul mare. Dar și acasă, dacă văruiești, tot deranj se numește. Lucrările ar putea începe cel mai devreme anul viitor în iarnă.